Continuă dezvăluirile în cazul de hărțuire sexuală din Sighetul Marmației prezentat ieri. Mama fetei, care și-a acuzat antrenorul de kickboxing că a manipulat-o pentru a întreține relații sexuale cu el, a povestit sub protecția anonimatului calvarul la care a fost supusă fiica ei timp de 3 ani de zile. De multe ori o punea să doarmă în cameră cu copiii, cu cei mici, ca să poată pleca noaptea să doarmă cu el. Chiar s-a întâmplat și la o cabană, unde a dormit cu el în pat, de față cu mai mulți copii. Manipula prin vorbe. El o să facă campioană, el o să facă așa, el o să ajute peste tot. Deci, el o să facă tot pentru ea. Noi, părinții, suntem doar niște dușmani a ei. Noi nu vrem să o ajutăm. Părinții au aflat despre această situație după ce și-au dus fiica la psiholog, deoarece au observat că aceasta era foarte retrasă. Abia atunci, fata a mărturisit avansurile pe care îi le făcea antrenorul său de kickboxing. Nu ne-au zis, noi am dus-o la un psiholog și acolo ne-a recunoscut că e adevărat ce s-a întâmplat. Doar că era schimbată total. S-a închis în ea, nu vreau să vorbească cu noi. Alte fete care au observat comportamentul antrenorului au fost amenințate să nu spună nimic despre cele întâmplate. Copiii le-i frică de el, bineînțeles, și chiar au fost amenințate fetele. Au fost fete care au văzut ce se întâmplă și au fost chemate în birou de el și li s-a spus să nu spună absolut nimic ce se întâmplă în sală și ce se întâmplă în cantonamente și în campionate. Deci totul rămâne acolo. Familia fetei spune că a depus o plângere la poliție în luna iunie, dar că lucrurile se mișcă greu. Printre probele aduse se numără inclusiv înregistrări audio, din care reiese comportamentul neadecvat al antrenorului față de eleva sa. Au fost audieri făcute, a fost și nevasta lui audiată, și el a fost audiat, dar se întinde. În continuare predă, da. Și s-ar putea să mai fie și alte victime. Avem și înregistrări audio cu el. Deși nu știa, nici fiica mea nu știa că are un microfon la ea. Și 2 săptămâni l-am înregistrat. Se întreține relații cu el. Deci se aude foarte bine. Și cum îi spune că nu o să afle nimeni și că nu o să se afișeze. Pe de altă parte, antrenorul nu a dorit să ofere niciun comentariu vis-a-vis de acuzațiile care îi se aduc. Există rapoartele oficiale de la poliție care o să vă spună ce ar fi făcut. Vă mulțumesc! Vă reamintim că la IPJ Maramureș există o plângere în acest caz, fiind deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de act sexual cu un minor.